Bine v-am regăsit! Berbec, intenționat să demarați o afacere. Puteți fi optimist, aveți șanse să găsiți modalitatea optimă și să obțineți sprijin financiar. Cu sănătatea, stați bine, dar vă sfătuie să acordați mai mult timp odihnei. Taur. Se anunță o zi de neuitat cel puțin pe plan sentimental. S-ar putea chiar să luați decizia de a vă căsători. Pe plan financiar nu este cazul să vă faceți griji. Vă ajută o rudă cu mai multă experiență. Nu tratați cu superficialitate problemele de la serviciu. Gemeni. Dimineața s-ar putea să aveți dificultăți financiare, dar reușiți să le depășiți destul de ușor. Este o zi favorabilă activităților artistice. Talentul, creativitatea și originalitatea vă asigură succesul în societate. Vă recomand să nu neglijați problemele familiei. Rac. Aveți norocul să faceți cunoștință cu o persoană importantă, cu experiență în afaceri, care este dispusă să vă învețe câte ceva. S-ar putea ca această întâlnire să vă stimuleze să faceți planuri îndrăznețe. Leu. Zi obositoare, cu multă alergătură, dar veți vedea că a meritat efortul. Se pare că vă pregătiți pentru o călătorie importantă, ce poate reprezenta un mare pas în carieră. Partenerul de viață vă încurajează. Fecioară, vă ambiționați să terminați o lucrare în casă începută mai de mult. O rudă vă ajută cu banii, dar vrea să-și impună și ideile. Evitați cearta pentru că riscați să rupeți relațiile. În general, ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu. Cu celelalte zodii ne întâlnim în doar câteva minute.